Doi bărbați de 50 de ani din Târgu Jiu au reușit să subtilizeze portofelul unei femei în care se aflau bani și cardurile bancare. Hoții au vrut să scoată banii de pe cele două carduri, însă nu au reușit să ghicească parola. Polițiștii i-au identificat la scurt timp. La data de 2 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj doi bărbați de 50 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt, efectuarea de operațiuni pirotehnice în mod fraudulos și tentativă la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic. Aceștia, la data de 27 octombrie anul curent, în timp ce se aflau în stația pentru mijloace de transport public persoane, pe strada Unirii din Târgu Jiu, profitând de neatenția unei femei de 30 de ani, ar fi sustras acesteia din geantă un portofel în care se aflau 550 de lei, documente personale și două carduri bancare, fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de 550 de lei. Ulterior, cei doi ar fi efectuat operațiuni financiare fără consimțământul proprietarei cardului, care a fost reținut de ATM-ul băncii. Cei doi bărbați vor fi prezentați parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu propunerea măsurii preventive a controlului judiciar.